Americane? Salut. Hai puțin. Deci nici nu știu dacă să mă bucur că te-am prins. Te rog, iartă-mă. Nici nu știu dacă să mă bucur că te-am prins, sau să-mi pară rău că pleci în America. Lucian Rădăscu, ești arestat pentru uciderea... O să-mi permis să citesc pentru că sunt atâtea victime aici încât nici nu le mai țin. Ești arestat pentru uciderea Martei Andronic. Mone Andronic. Și a copilului ei. Gheorghe. Marius Petcu, zis Bebe. Toma. E bine așa? E... Și Silviu Lungu. Pentru răpirea lui Bogdan Andronic. Privare de libertate în repetate rânduri. Și asta doar pe România. O să scap. Da, nu știu ce să spun. Ideea e că mâine o să vină niște băieți foarte simpatici. O să vină și o să te ia și o să te ducă acasă. Înapoi în America. O să fii închis într-o... închisoare de maximă securitate. Și aici vine partea interesantă, pentru că de-abia ce am aflat. Ci că în statul ăsta unde o să te cerceteze, ci că încă au pedepsa cu moartea. Se pare super tare. Da. Știu că nu e profi să fiu subiectiv. Dar îmi doresc din tot sufletul să te chinui ca pe hoții de cai. După aia să ți se administreze injecția letală și... cam asta e. Pentru că dacă există un om pe lumea asta care merită să moară, ăla ești tu. Gata. Paul, dar nu, chiar nu trebuia. Deci sunt superbe, dar pentru mine acum ce te-ai gândit tu acum să mă duci florile toți, astea? Pentru toți, da. Ce faci, Ica? Dar tu ești doar invitată. Ei, cum să nu? Păi la așa o ocazie muncești cu plăcere. Mi-a spus Dana că vrei să pleci. Și îți mulțumesc pentru tot. Nu știu ce ne făceam fără voi. Și eu mulțumesc. Ce faci, mă, te pui poboșit? Hai că trebuie să ducem florile astea afară. Lasă-mă, ia-le și palea de la domnul Paul. Olo, ce gura ai. Să că avem treabă. Sebi, ai venit de vreme. Sărbuna, bună ziua. Mai bună. Până începe petrecerea. Da, știu, dar mai am niște lucruri de rezolvat. Cum a rămas cu Andreea și Nuții? Ah, au primit ordin de restricție. Nu mai au voie să se apropie de casă. Iar dacă o vor face, este foarte simplu. Sunați la poliție și vor fi arestate instantaneu. Slavă Domnului. Și Lucian? Lucian așteptăm să fie extradat și dus într-o închisoare de maximă securitate.
unde e probabil să își ia pedepsa capitală. Eu nu doresc rău nimănui, dar... Vreau să spun ceva. Ce? Ce să spun? Cred că ar trebui să... Cred că e momentul să-mi cer scuze. Paul, pentru ce? Lasă-l să spună. Așa și e foarte greu să-și ceară scuze când greșește. Dar am spus. Continuă. Am pronunțat cuvântul scuze. Așa, așa, da? Mai departe. Hai să nu forțăm lucrurile, să vină firesc, dar nu împingem. Știu că te-am pisat mult la cap, că te-am certat, că te-am criticat, că nu faci nimic, toate astea. Dar uite că până la urmă l-ai prins pe Lucian și pentru noi asta este extrem de important și îți mulțumesc foarte mult. Cu drag, Paul, eu nu mi-am făcut decât datoria, așa cât am putut, acum... Da, ți-ai făcut-o foarte bine. Îți mulțumesc mult. Domnul procuror, am auzit că sunteți vedetă. Bună, Delia. Da, așa se pare. Vreau să vorbesc cu tine. Să vorbesc cu tine ceva. Pe zi. Între patru ochi, dacă se poate. Pe unde să mergem? La Salce. Despre ce-o fi vorba? All you need is love. Nu. Ta-na-na-na. Zici tu? All you need is love. Las-o. Adela. N-a vrut să fac pușcărie. Normal că Adela. De asta e și ales-o pe ea. Lucian e sorul. Și... am crezut că pot. Am crezut că pot și fără ea, dar... eu nu sunt ca tine. Nu sunt o criminală. Nu, nu ești. Am crezut asta, dar nu ești. E vina mea.